Structurile care ar trebui să apară până în toamna acestui an sunt menite să ușureze viața agricultorilor gorjeni. În acest moment, oamenii sunt nevoiți să vină la sediul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, chiar și dacă vor să schimbe categoria unei bucăți de pământ. Șeful instituției, Ion Popescu, spune că cele 13 camere vor avea câte un președinte votat de fermierii înscriși în evidențele APIA, iar aceștia le vor reprezenta interesele. Această cameră agricolă locală va prelua, de exemplu, cum e scoaterea din circuitul agricol, schimbarea categoriei de folosință, va aproviziona cu semințe, pesticide, ierbicide pentru fermierii din fiecare cameră agricolă, aparținătorii acelei camere agricole. Lucrurile până acum se făceau la nivel de județ, scoaterea din circuitul agricol avea loc la nivelul Direcției pentru Agricultură, cetățenii trebuia să vină la nivelul județului. Marele avantaj al fermierilor este că vor beneficia de sprijinul specialiștilor care acum lipsesc cu desăvârșire din mediul rural. Direcția a pierdut 50 de oameni în urma reducerilor de personal. Popescu spune că trebuie îndeplinite și alte condiții pentru înființarea camerelor agricole. Trebuie ca fiecare cameră agricolă să aibă un minim 1000 de fermieri. Asta înseamnă 1000 de fermieri care sunt înscriși la APIA. Vor avea loc alegeri în fiecare cameră, alegerea unui președinte, unui comitet, după care acești 13 președinți de la nivelul camerelor agricole vor alege președintele de la nivel de județ al camerei județene. Metodologia de înființare a celor 13 camere agricole nu a ajuns deocamdată la sediul Direcției pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Gorj.